Proprietățile antifungice ale laptelui sunt bine cercetate în comunitatea științifică, cu rezultate de succes în tratarea mucegaiului praf, o afecțiune fungică care afectează multe culturi importante. Laptele mai poate proteja roșiile și de alte boli, precum mana tomatelor. Bogat în minerale, întărește sistemul imunitar al plantelor de roșii, făcându-le rezistente la boli. Aplicat foliar, protejează plantele de roșii de atacul ciupercilor. De asemenea, laptele este cel mai bun mod de a adăuga calciu la plantele de tomate. Laptele trebuie diluat cu apă înainte de a-l aplica. Diluția diferă foarte mult. Am fost deseori întrebată în comentarii de ce diferă diluția de apă cu lapte. În primul rând, nu există formula perfectă sau formula oficială, atâția grădinari, atâtea obiceiuri. Dar această diluție depinde de mai mulți factori. Cât de mari sunt plantele de tomate, cât frunzișe au, cât de sănătoase sunt, ce îngrășăminte ați mai folosit sau vrei să folosiți, cât de bogat este solul și dacă ați mai folosit îngrășăminte cu calciu. De exemplu, dacă ați folosit cenușă sau o coș de ouă, dacă stropiți des cu lapte, atunci diluția va fi mai mare, până la o parte lapte, 9 părți apă. De asemenea, dacă îl folosiți foliar, diluția va fi mai mică decât dacă îl folosiți pentru a uda plantele. Dacă nu ați folosit deloc îngrășăminte cu calciu și dacă plantele sunt slăbite, aproape bolnave, atunci diluția merge până la o parte lapte, o parte apă. Deci, vedeți, această diluție variază de la caz la caz și nu există formula exactă. Totuși, nu pulverizați prea mult și nu folosiți prea multă cantitate pentru stropit. Anumite plante, cum ar fi roșiile, sunt predispuse să dezvolte boli fungice dacă lichidul rămâne prea mult timp pe frunze. Totuși, nu pulverizați prea mult și nu folosiți prea multă cantitate pentru stropit. Anumite plante, cum ar fi roșiile, sunt predispuse să dezvolte boli fungice dacă lichidul rămâne prea mult timp pe frunze. După aplicarea laptelui, abțineți-vă de la folosirea unui pesticid chimic sau îngrășământ pe plante care va ucide bacteriile din lapte, care ajută plantele să crească frumos.